Ultima ediție a zilelor municipiului Petroșani a fost una calmă, nefiind înregistrate evenimente deosebite. Asta spre deosebire de cea de anul trecut, când polițiștii locali au aplicat câteva sancțiuni contravenționale unor turbulenți, iar o copilă a ajuns la spital în coma alcoolică. Colegii de la Poliția Comunitară au asigurat pe perioada desfășurării zilelor municipiului Petroșani ordinea în ceea ce privește restricționarea de circulație care a fost operată pe durata aceea. De asemenea, au asigurat securitatea artiștilor și a celor care s-au aflat în zona scenei unde au evoluat artiștii. De asemenea, tot ce a ținut pe zona de comercial împreună cu serviciul comercial au efectuat controle și nu au descoperit niciun fel de neregularități pe toată perioada de desfășurare a zilelor municipiului Petroșani. Tot în acest an în Petroșani sunt preconizate a se derula și alte manifestări. Este vorba despre un festival al berii sau cel dedicat zilei recoltei.